Astăzi a ajuns în țară primul lot de 20 de ventilatoare procurate în cadrul proiectului Băncii Mondiale răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova și vor fi distribuite instituțiilor medico-sanitare din țară care au secție de terapie intensivă, a anunțat ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. De asemenea, în instituții vor fi distribuite și 400 de infuzomate, 200 de monitoare pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienților și 42 de electrocardiografe procurate la fel în cadrul proiectului. Cei de la minister spun că sunt în proces de evaluare și identificare a 300 de paturi suplimentare în instituțiile medico-sanitare municipale pentru a face față numărului de pacienți infectați cu COVID-19. Prioritate sunt Spitalul Ministerului Sănătății și Dispensarul Republican de Narcologie.